Măgarul și cățelușul. Era odată un măgăruș care trăia într-o fermă împreună cu un cățeluș pe nume Scânteie, un pui foarte nostim și jucăuș. Acesta, din urmă, era dezmierdat pe oriunde trecea, iar acasă era mereu strigat de câte cineva. Scânteie, vino aici, Scânteie! Măgărușul era foarte invidios din cauza aceasta. Îl striga atât de mult încât se vor sătura de numele lui. Ce viață nedreaptă! Câinele nu face nimic toată ziua, dar primește mângâieri și îmbrățișări. Eu, care nu mă mai opresc din muncă, nu primesc nici măcar mulțumiri. Tot plângându-se, măgărușul zise în cele din urmă: de azi înainte voi fi foarte atent la ce face câinele și voi proceda întocmai. Să văd dacă așa voi reuși să câștig dragostea stăpânilor. Măgărușul se ținu de cuvânt și în următoarele zile nu-și lua ochii de pe câine. Nu pierdea nicio mișcare și, ca să fie mai sigur, noaptea repeta absolut totul. Când fuge, câinele saltă și se rostogolește, iar stăpânii mor de râs. Dacă îi dă laba stăpânei mele și o linge pe față, ea îi mângâie capul. Mereu sare de bucurie când vine bărbatul acasă și primește o mângâiere pe spinare. După câteva zile, măgarul știa pe de rost tot ce făcea câinele. Aștepta doar momentul oportun pentru a pune în practică. Ziua mult așteptată sosi. Când ajunse stăpânul acasă, îi sări bucuros în spinare. Apoi veni în față, îi puse copitele pe piept și începu să lingă pe față. Înspăimântat, omul ceru ajutor. Ajutor! Măgarul a înnebunit! Argații îl duseră repede în graș și îl sfătuiră: invidia nu-i lucru curat, ea te face să rănești. Fă ceea ce știi să faci și vei fi recompensat.